Auditul de la Moldova Gaz, care a costat guvernul de la Chișinău 15 milioane de lei, ar putea să nu ofere răspuns la întrebarea cum s-au format datoriile istorice față de Gazprom. Cel puțin asta susține prim-ministra Natalia Gavrilița, potrivit căreia unele documente s-au pierdut de-a lungul anilor. Declarația a fost făcută aseară la emisiunea Nouă Enedelea de la TV8. Идет э, э, этот аудит, который должен быть не только э, как бы описанием этого долга, но, но он должен смотреть на то, как создавался этот долг. И я вам хочу сказать, что особенно долг, который был создан в 90-х. До -го да, года. до там, создания там, самого предприятия да, Там не очень осталось документов, поэтому может быть такая ситуация, что аудит не сможет прийти к определенным э, Вывода. к выводам. Да. Поэтому э, мы должны подождать результатов аудита и э, вести профессиональный коммерческий э, диалог по результатам э, анализов. Gavrilița nu a oferit mai multe detalii în legătură cu aceste riscuri și nu este clar deocamdată care este suma datoriilor formate până în anul 1998, perioadă de, care, de până la formarea companiei Moldova Gaz. Natalia Gavrilița nu a spus nici ce vor face autoritățile dacă Gazprom nu va recunoaște rezultatele acestei analize. Auditul este realizat de două companii din Norvegia și Marea Britanie, iar un prim raport ar urma să fie gata la sfârșitul acestei săptămâni. O echipă de experți s-a aflat acum trei luni în Moldova. Ei au analizat documentele financiare și acordurile semnate de-a lungul timpului cu Gazprom. Realizarea acestui audit este una dintre condițiile acordului semnat în 2021 la Sankt Petersburg. În luna aprilie 2021, datoria malului drept al Nistrului pentru gazele naturale furnizate de Gazprom constituia circa 715 milioane de dolari. Cu cu tot cu penalități.